Bună seara, suntem la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, un loc foarte drag nou celor de la Daily Magazine cu Bogdan Farcaș, un om și un actor de succes pe care ne dorim să-l cunoaștem de mult timp, proaspăt câștigător al premiului Gopo pentru cel mai bun actor și pe care am avut ocazia și marea bucurie de a-l vedea în această seară în Toxic, un spectacol despre care credem că este unul dintre cele mai bune văzute de noi în ultima vreme. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Ce faci? Cum ești? Păi puțin obosit că am avut spectacolul, am avut repetiții înainte de spectacol, așa, sperăm că a funcționat în regulă, în seara asta s-a și filmat. Și ce să fac? Mă gândesc la viitoarele proiecte și așa mai departe. Hai să vorbim despre Toxic puțin. Okay. Spune-mi ce înseamnă proiectul ăsta pentru tine și cât de greu a fost să joci în rol de travesti. Da. Bine, travestiul e doar o mică parte. Bun, ce înseamnă Toxic pentru mine? O luăm de la început. Eu mă știu cu Florin de acum, cu Florin Piersic Junior, mă știu de vreo 20 de ani de acum și niciodată nu am avut ocazia să lucrăm împreună. Ne-am mai întâlnit pe platouri de filmare, dar n-am apucat niciodată să lucrăm. Și pentru mine asta a fost ocazia să lucrăm, să apucăm să ne înțelegem puțin, să-mi dau seama ce vrea el, ce vreau eu și să ajungem la forma asta finală. Cum este Florin Piersic Junior ca regizor și cât de mult vă ajută în conceptul total al unui spectacol? E la fel ca actor, e ca regizor, e doar că stă în sală. Așa, înțelege actorul, pentru că petrece foarte mult timp pe scenă, înțelege actorul și lucrează cu niște nuanțe pe care chiar le simte, nu și le imaginează, ci chiar le simte și asta e foarte drăguț. Spune-mi, cu ce mesaje ți-ai dori să plece spectatorul din sală după vizionarea spectacolului ăsta? E o întrebare foarte bună. Probabil că îmi doresc foarte mult ca oamenii, după ce văd Toxic, să-și dea seama de ce e în ei. Dacă ceva din spectacolul ăsta se găsește cumva în ei sau dacă au trecut prin genul ăsta de relații sau dacă se identifică cu măcar a 10-a parte dintr-un personaj și să ia niște decizii. Dar în primul rând să se recunoască. Asta cred că în primul rând să se recunoască. În opinia ta personală, cât de toxică este societatea în care suntem astăzi? Nu știu dacă e toxică. Societatea e cum e. Lucrurile merg cum merg. Acum 50 de ani erau într-un fel, acum 30 de ani erau un alt fel, acum anul trecut era un alt fel, când stăteam toți închiși în casă, și acum a explodat totul. E alt fel, nu știu dacă e toxic, mai puțin toxic, n-am nici cea mai vagă idee. Cred că ceva toxic se poate vedea după 20 de ani, după 30 de ani. Dacă a fost toxic, de-abia după 30 de ani recunoaștem lucruri despre care zicem, uite ce nasol era în 92 când s-a întâmplat aia. În 92 nimeni nu știa de seama și nimeni nu spunea, uite în ce toxicitate trăim. Asta înseamnă că vrei să spui că am putea să conștientizăm modul în care suntem azi într-un viitor cumva mai apropiat sau nu, nu? Nu am idee. Singura chestiune pe care o putem identifica este ca în acest spectacol, pentru că e legată de relații. Și cred că anumite lucruri din anumite relații sunt identificabile. Adică le poți vedea când ceva nu funcționează de la început. Ai trăit vreo relație interumană toxică până acum? Nu. Eu sunt cu nevastă mea de 18 ani. Dacă a fost toxic, e în continuare toxică. Habar n-am. Deci după 18 ani nu mai dau seama. Nu, evident că nu. Te felicităm pentru asta. Mulțumesc tare mult. Pentru un mod de viață interuman sănătos. Cred că așa am putea spune. Da, mă trezesc dimineața sănătos, fac un sandwich, îmi trimit băiatul la școală, fac schimb cu nevastă mea de timp, o zi mă trezesc eu, o zi ea, ne mai negociem, care se trezește de două ori la rând, da, și în rest facem teme. Nu, nevastă mea face teme, eu nu fac teme. Eu sunt varză la teme. Ea e cu temele, eu sunt cu fotbalul. Spune-mi, te rog, legat de premiul Gopo pe care l-ai câștigat în acest an, dacă presimțeai că o să-l iei tu și ce ai simțit în seara aia? Nu presimțeam că o să-l iau eu, speram că o să-l iau, sincer, dar evident că la orice festivitate de premiere speranțe îți faci. Nu presimțeam că o să-l iau și am fost foarte, foarte emoționat, foarte emoționat. Da, pentru că, cred că am mai zis undeva lucrul ăsta, premiul ăsta e un soi de confirmare în care Breasla
În primul rând, prea asta. Te răsplătește, nu te recunoaște. Aia e fain, că te răsplătește ca valoare. Adică Breasla a căzut de acord că da, ești meriți. Bun și meriți asta. Și da, sunt foarte recunoscător Breasla. Absolut. Spune-mi cum simți că ai evoluat tu ca actor, dar și ca om în tot acest timp și cum te-a ajutat teatrul în construcția ta umană? Asta e foarte complexă. De ce zic că e complexă? În primul rând, eu asta mi-am dorit să fac teatru, adică de când am intrat la facultate, de la 18 ani, după ce am terminat facultatea, adică nu cred că m-am modificat teatrul. De fapt, eu m-am modificat în funcție de dorințele mele, care țin, și iar dorințele mele, pentru că vorba aia, stânsura de 18 ani, au rămas doar de natură de meserie, atât, doar prin meserie. Ori nu știu cum am evoluat, sper că-mi bine. Sper din tot sufletul că-mi bine. Da. E ca orice tânăr, la 25 de ani te cauți, la 30 de ani ai senzația că ai căpătat o stabilitate, la 32 de ani se duce dracului toată stabilitatea. La 36 de ani iar ți se pare că o recapeți, la 38 pică complet, la 40 treci prin crize și la 42, în cazul meu, vine cineva și îți dă un premiu. Presupun că e un val asta cu premiu, presupun că o să treacă. Sau poate nu, sau poate că o să urmeze un altul. Dar nu, cred că meseria asta e pe valuri. Da. E pe valuri, adică și cred că în orice meserie, astăzi cu ești siguranță. Sus, mâine ești. Cu mâine siguranță s-a dus sus. Atunci cred că este nevoie să avem un echilibru noi cu noi pentru a face față valurilor ăstora. Da, probabil că da, da, trebuie un echilibru. Cum te simți în marea familie de la Teatrul Toma Caragiu? Mă simt excelent, n-aș pleca niciodată de aici. Adică lucrez în foarte multe teatre, lucrez la... Am lucrat la Bulandra, la Comedie, la Târgoviște, la Vâlcea, la Buzău. Lucrez în foarte multe teatre și niciodată nu mi-am pus. Chiar dacă am fost, mi s-a întâmplat să fiu chemat în alte părți și nu. Deci chiar te simți ca într-o familie. Da, adică e locul, știi aia, când ajungi la locul tău. Uh-huh. Pur și simplu e un rând și tu la un dat ajungi în locul tău. Și nu vrei să mai pleci de acolo pentru că e bine. Ori sentimentul ăsta de bine, nu vreau să mai stau, să-l mai caut încă 20 de ani și așa mai departe. Nu, aici rămân. E foarte fain la Toma Caragiu. E vis. Și confirmăm asta. Pentru viitor, spune-ne la ce să ne așteptăm din partea ta. Poate un nou film? Păi am terminat un film în Serbia, în ianuarie. Așa, acum încep un serial la Pro. Și planul? Nu știu dacă ai voie să-i spui numele, okay. Așa, încep un serial deja la Pro. Deja s-a dat, da? Promo, deci e ok. Ok, bun, așa, încep un serial la Pro și în paralel mai am tot felul de, am lucrat la, dar am avut apariții mici, chiar mici și faine, la Tudor Giurgiu, la Andrei Con, la Jesus cu Pavel Bartoș, la Ramon filmul, așa, am zis că hai să încercăm și comedia pe film. Și în rest primesc tot felul de chestiuni, încă nu știu exact ce, te simți în funcție de timp. Te simți mai bine în postura de actor de film sau de teatru? Joc foarte mult teatru și îmi doresc foarte mult film. Doamne ajută! Doamne ajută! Da, joc infinit mai mult teatru decât film și evident că îmi doresc infinit mai mult film. Dar probabil că astea sunt dorințe din alea dezechilibrate. Probabil că dacă aș filma de dimineață până noapte, nu m-aș mai dori film. Și mi-aș dori înapoi la teatru. Cunosc foarte mulți actori de film care își doresc la teatru mai mult. Pentru că lucrează prea mult pe film. Asta cred că e natura umană. E, ține ceva de noi, întotdeauna îți place ce e în farfuria cealaltă. Uh-huh. Da. Da. Și spunem pentru final, ce mesaj ți-ai adresat ție celui din viitor? Rămâi pe motocicletă. Rămâi pe motocicletă că e fain. Și lucrează ca până acum. Atâta tot. Îți urăm multă, multă baftă în tot ceea ce faci tu, să-ți iasă bine, să-ți iasă frumos, să ne vedem la un nou premiu și la un nou spectacol și la un nou premiu. Doamne ajută! Și să-ți fie bine în toate. Țărână. Mulțumim tare mult! Eu mulțumesc! Seara faină!